Nu, bă, salutare tuturor, sunt Horizon și bine ați venit la un nou clip. În acest clip vreau să dezbatem un subiect ceva mai special, băieții, și anume job goal-ul, băieți. Vreau să vorbim despre job goal. Pentru că probabil vă întrebați, bă, cum fac ăștia 150k și mulți critică treaba asta, cum fac băieții 150k pe job goal, spun că sunt no-life-uri. Bă, dar de fapt nu sunt no-life-uri, că ei nu fac banii aia fix în ziua respectivă pentru job goal-ul respectiv. Nu-i ca și cum ar face banii aia până să termină job goal-ul, până să completează job goal-ul. Ei deja au banii aia făcuți, știți cum zic? Pentru că ei când ies să completeze job goal-ul, ei au deja o sumă, să zicem 50k, să zicem 50k deja făcuți. Când văd că se completează job goal-ul, dau 10Q ca să nu li se ia banii pe alea 2K B-Points. Și automat la job goal-ul următor, ei rămân deja din start, rămân cu 50k. Mai pun încă 50k pe lângă ea, fac 100, dau 10Q când se completează al doilea job goal și rămân cu ea 100k. Mai fac și la al treilea job goal încă 50k, rămân cu 150k. Dacă dau 10Q acum, au șanse mult mai mari să ia alea 100 de pepe ori, dar au șanse oricum și acum la al doilea job goal cu 150k să ia alea 100 de pepe ori. Dar sunt șanse 100% sigure dacă dă slash Q acum și fac încă 50k pe lângă aia 150k. Știți cum zic? Sau măcar 30, să facă, să zicem, 170-180 de caca, să zicem, că fac încă 170-180 caca din toate job goal-urile adunate. Două job goal-uri plus încă un job goal. Și atunci la ultimul, al patrulea job goal, chiar dacă fac, le se pune ca și cum ar fi primii la job goal și iau alea 100 de pepe ori, pentru că na, au cei mai mulți bani pentru job goal-ul respectiv. Așa se face job goal-ul, băieți, așa fac băieții pepe ori din job goal. Și știu treaba asta pentru că am păzit-o și eu. Am păzit-o întâmplător, nu că aș fi vrut eu neapărat să iau pepe ori. Atunci când am luat job goal-ul cu 50 de caca, nu mă așteptam să-l iau, oricum că era o sumă infimă, 50 caca făcute așa, random. Și nici ea dintr-un foc. Aveam 20k într-un job goal, am dat slash Q, de fapt n-am dat slash Q, ieșisem și s-a dat job goal între timp când eram eu ieșit și am văzut că aveam aia 30k, m-am zis. Și am mai făcut încă 20k pe lângă aia, așa, talpă. La al doilea job goal am luat alea 100 de pepe cu 50k, 52, 53, cam așa ceva. Și na, cam asta e treaba cu job goal-ul. Asta am vrut să clarific, pentru că sunteți mulți care vă dați cu părerea fără să știți cum funcționează job goal-ul în sine și pe această care am vrut să vă luminez puțin, să zic. Așa că nimeni nu e no life, nimeni nu e cum credeți voi că e, doar dă slash Q când se completează job goal-ul și atât. Și rămâne suma de bani corespunzătoare, suma de bani precedentă, să zicem. Bun, acum că am lămurit-o și cu asta, băieți, ăsta a fost clipul de astăzi. Dacă a fost un clip informativ, după părerea voastră, lăsați un comentariu și apăsați butonul de like pentru că mă ajută foarte mult, așa văd și o susținere. Și dacă vă place contentul de pe canal, clipul acesta și în general clipurile de pe canal, contentul în general, abonați-vă la canal, băieți, pentru că nu aveți nimic de pierdut, ci doar de câștigat. Când e vorba de ceva ce nu știți și aveți norocul să știu eu, vă informez, vă aduc în vedere răspunsul pentru nelămuririle voastre, să zic așa. Activați clopoțelul de notificare ca să fiu notificat de fiecare dată când postez sau când fac live-uri, pentru că fac și live-uri destul de dese și cam asta a fost.